Cercetarea românească a sărbătorit recent 150 de ani de activitate, unul dintre institutele autohtone de renume mondial, având rădăcinile în perioada interbelică. Niște cercetări avansate, interdisciplinare, Constantin Angelescu poartă numele acestui ilustru medic, fondator de școli de medicină, fondator al acestei academii în 1935, ministru și poate cel mai important promotor al culturii și științei românești. Cred că puțină lume știe că imediat după 1920, Constantin Angelescu a fost ambasador României în Statele Unite pentru a construi o ambasadă dincolo, o ambasadă românească dincolo de ocean. Și este un institut interdisciplinar care își propune să contribuie la dezvoltarea științelor fundamentale și a științelor aplicate, dar mai ales să contribuie la transferul de cunoștințe către învățământ, cultură și economie. În prezent, construirea unor proiecte de cercetare interdisciplinare depinde de tehnologia informației și a comunicațiilor. Cel mai important lucru este astăzi că tehnologia informațiilor și comunicațiilor s-a democratizat. Bătrâni și tineri deopotrivă folosesc tehnologia informației. De aceea, în statisticile europene, se arată că peste 82% din gospodării folosesc calculatorul, fie numai pentru comunicarea cu electronic, evident, cu copiii care muncesc în alt oraș sau în altă țară. Revenind la tehnologia informației, în luna iunie a avut loc în România, sub patronajul Ministerului Comunicațiilor Societății Informaționale, o adunare generală a specialiștilor în domeniul tehnologiei informației. Această manifestare s-a bucurat de prezența Comisarului European pentru Tehnologia Informației, Maria Gabriel, și deopotrivă de Comisarul Neven Mimița pentru Cooperare Internațională și Dezvoltare. Am înțeles cu toții participanții, aproape 1000 de participanți, că secolul acesta este evident secolul tehnologiei informației și al coeziunii, zic eu, din punct de vedere științific, interdisciplinare. Autoritățile au anticipat importanța acestui domeniu și prin facilitățile luate au contribuit la dezvoltarea IT-ului. Cred că și cei mai sceptici trebuie să recunoască. Acest IT aduce 6% din PIB-ul României. Eu cred că este un lucru foarte important și mai ales acest IT ne-a făcut cunoscuți în toată lumea, ca o nație care știe să mânuiască noile tehnologii, adică un domeniu de vârf al economiei. Eu nu sunt politician, dar nu pot să nu gândesc, ca și cetățean român și european, de ce oare România să nu aibă un comisar pentru economia digitală? Pentru că nu știu altă țară în Europa care are mai buni specialiști decât România în domeniul tehnologiei informației. Poate sunt altele care au sisteme mai performante, poate sunt altele care au guvernarea bazată pe noile tehnologii mai bine pusă la punct. Dar știm că specialiștii și competența din această țară pot avea o influență majoră în dezvoltarea economiei digitale în Europa.